Franța, la acest moment, nu cred că mai avem vreun război politic sau vreo bătălie politică de dus cu cineva în județul Neamț, de acum încolo trebuie să chipzuim ca aceste mandate pe care Partidul Național Liberal a primit, 41 de primari, 417 consilieri locali, 14 consilieri județeni, această armată de oameni politici ai PNL-ului trebuie să intre în câmpul muncii, să presteze politic și administrativ pentru cetățenii din județul Neamț, pentru cetățenii din fiecare localitate. Cred că tot ce a însemnat luptă, război politic în ultimii ani până la momentul alegerilor, ar trebui să o închidem astăzi într-un mod ferm, ca să spun așa.